s-a încheiat a noua ediție, Doi Days. Și știu că ați mai spus de foarte multe ori povestea, cum s-a născut minunea asta de festival, dar pentru a mie oară am să vă rog să mai spuneți o dată și la noi, pentru că mie mi s-a părut minunat ce am văzut acolo. Mulțumesc. Și în fiecare zi se întâmplă să se nască un festival așa, astfel de festival. Și de-aia am să vă rog să mai spuneți o dată cum voi și încă am înțeles că a mai fost un al treilea inițiator. Oana Nedelea. Salut, Oana! Da, povestea cred că are mai multe variante, pentru că... A început similar, dar în același timp fiecare dintre noi era în momente diferite. Și are amintiri diferite despre... Putem spune mai multe variante. Da, ce povestesc eu de obicei în legătură cu asta e că n-a existat un moment evrica în care ne-am pus la o masă și am zis facem festival și o să arate așa. A fost o creștere graduală a intensității gândului, ca să spun așa. Noi eram o trupă de teatru de adolescenți, mergeam pe la festivaluri prin țară, trupa liceului în care eram în Alexandria, și festivalurile astea la care mergeam în țară erau în engleză și în timp a apărut în mintea noastră sâmburele ăsta de idee să facem un festival în română la noi în oraș. Andreea spune că am discutat extensiv despre asta într-un tren de la Bacău, de la unul dintre festivalurile la care mergeam, de care întorceam, de fapt, înspre Alexandria, și eu eram recent intrat în trupa de teatru de amatori. Alex discuta... era clasa 9 și avea 15 ani, ca să facem lucrurile clare. Și ce s-a întâmplat a fost că Alex povestea cu cumva coordonatoarea noastră la vremea respectivă despre cum ar fi să facem un festival în orașul nostru natal, în limba română, pentru că celelalte, cum spunea și Alex, erau în limba engleză, și eu am tras cu urechea, eram foarte timidă. Ce am făcut eu până în momentul în care am început să lucrăm propriu-zis a fost că am furat de pe net un model de proiect de finanțare, știu că așa mi-am început. Mai furat era la liber, liber. L-am descărcat de pe internet. Și am descărcare legală. O descărcare legală. Am lucrat la el câteva luni. Și după aia l-am pus doar pe masă și am zis, uite, cu proiectul ăsta cred că putem să facem rost de primii noștri bănuți. Am crescut în ochii lor, cumva. Eu nu mi-am duc aminte asta. Eu resimțeam lucrurile astea. Și după aia, da, noi trei, eu, Ana și Alex, am început povestea asta. Împreună cu o echipă minunată și din oamenii de la început, o mare parte încă se află în organizare. Cei care nu se mai află în organizare sunt în continuare prieteni foarte apropiați ai festivalului, dar drumurile lor au avut alt parcurs și nu mai sunt în echipa constantă. Nu știu, ți-am răspuns la întrebare? Cam așa a început. Și a început, mă rog, dacă stăm acum să spunem cu toate parantezele necesare, da, a început neștiind în ce ne băgăm, a început cu foarte multă doză de inconștiență, foarte multă pasiune. Și a început și pentru că majoritatea din jurul nostru credea că nu o să fim nu neapărat noi în stare să-l facem, cât mama mea spunea, nu că n-am încredere în tine sau în voi, dar n-am încredere în comunitate că o să-l îmbrățișeze. Ceea ce cumva a fost un adevăr o vreme, mai că în primele 2-3 ediții era un festival care rămăsese un element destul de intruziv în comunitate, pentru că nu știam de unde să-l apucăm și cum să-l facem să fie și lor. Da, și cred că ce ați uitat voi să spuneți acum e că ați reușit să faceți lucrul ăsta într-un oraș în care nu exista un teatru și nu există nici acum, după 9 ani de festival. Da, nu există. Din nefericire, nu este singurul oraș din România care e în situația asta. Reședință de județ care e în situația asta. E o situație destul de des întâlnită în multe dintre comunitățile din România, dar da, nici acum nu există teatru, se fac, ne place nouă să spunem, pași mici, dar irreversibili în direcția în care va exista acolo o instituție destinată actului teatral. Însă e o victorie enormă că în momentul de față există un spațiu în Alexandria unde se joacă și în afara festivalului, e un spațiu privat, o sală studio, nu știu, un cafeteatru, dacă vezi ce asta e. Teatru independent, practic. Da, e enorm. Pentru noi e o victorie enormă că acum în Alexandria se joacă și în afara zilelor festivalului. Că până la urmă festivalul și-a cristalizat în timp două direcții majore de acțiune. Educația alternativă prin artă pentru liceeni,
și aducerea teatrului într-o comunitate în care acesta nu există. Obiectivele finale ale acestor două gânduri ar fi ca în Alexandria să apară un teatru, un teatru subvenționat, și pentru celălalt gând, finalul ar fi să reușim să introducem teatru și filmul ca opționale în curicula, în curicula liceelor din România. Cu programă, cu toate cele. Și aici cred că facem pași mici, dar irreversibili, nu? Da. Asta te-am auzit spunând tot pe tine, Alex, și la conferința de presă de la Godot dinaintea festivalului și mi s-a părut foarte tare. Am zis, wow, ce idee! Da, nu cred că am inventat apa caldă pe asta. Nu, dar chiar ar fi bine. Ce e foarte frumos e că există, de fapt, o inițiativă care a pornit inclusiv din partea Ministerului Educației în direcția asta. Lucrurile funcționează așa în vest. Nu știu cât e inițiativă, cât mai degrabă o declarație. Da, ar fi foarte tare să... E și o inițiativă, din ce am înțeles. Adică nu suntem singurii care văd în asta o posibilitate reală de... Chiar pe bune de îmbunătățirea unui sistem care în momentul ăsta nu e foarte funcțional, tot așa cred eu. Dar nu revendicăm, ar fi și absurd, nu revendicăm niciun soi de paternitate asupra ideii. Asta e ceva ce am văzut, așa cum spune Andreea, sau cum există modele în Occident de implementare a tipului ăsta de educație alternativă prin artă. Și e ceva ce credem că e foarte sănătos, pentru că am observat felul în care tinerii care vin la Ideis reacționează și învață și descoperă lucruri având arta ca interfață. Da. A fost o nouă audiție care s-a încheiat săptămâna trecută și pentru că eu am stat doar două zile, aș vrea să vă întreb pe voi care au fost cele mai spectaculoase momente. Cred că e greu să... Sunt convinsă că tot ce se întâmplă acolo vă e foarte drag. Cu siguranță. Ce-mi vine prima oară în minte e... Fericirea a făcut ca anul ăsta să putem să aducem și niște proiecții în aer liber la Alexandria prin intermediul Caravanei TIFF. Și într-una dintre seri, cred că în a treia seară de proiecții, era fabulos să vezi așa undeva la 300 de oameni, poate mai mult. Care erau în parcarea în care se proiecta. Sala de la Casa de Cultură mai mult decât plină, adică probabil și acolo undeva la 450-500 de oameni, sala de sus de la Cafe Teatru full și aia, și să-ți dai seama că totuși au mai rămas oameni care vor să meargă undeva să vadă ceva și sentimentul ăla este absolut fabulos, pentru că îți dai seama că nevoia pe care tu ai identificat-o la un moment dat e reală, de la an la an ea crește, adică numărul spectatorilor în mod evident a crescut vizibil, și asta cred că pentru mine a fost un lucru spectaculos. A fost foarte mișto ședințele de după fiecare spectacol al trupelor din care sunt participante la IDEO. Există o sesiune de feedback cu juriul, cu mentorii. Nu avem juriu, trebuie să ne obișnim și noi cu schimbările pe care le-am produs. Și noi am fost prezenți în mare parte din întâlnirile alea și era foarte drăguț că m-am rugat pe Cătălin Ștefănescu să întrebe ce cred ei despre treaba asta cu eliminarea competiției. Și să vezi că a fost o chestie unanimă, adică, nu știu, foarte puține voci care ziceau nu, că de fapt competiția era utilă, și să vezi și relaxarea cu care joacă pe scenă, la care era una pozitivă, era benefică, și să-ți dai seama că, adică împreună chiar putem să luptăm cel puțin în oaza asta pe care am construit-o 10 zile la Alexandria, chiar dacă viața reală nu arată neapărat la fel în momentul în care ieși și te lupți cu alte lucruri. Pentru mine cel puțin astea au fost momentele spectaculoase. Subscriu și e spectaculos în fiecare an la festivitatea deschidere, când se dă drumul la melodia festivalului și, nu știu, parcă începe vibe-ul așa, din toată. Noi tot timpul avem pielea de găină, așa înainte să intrăm în scenă, să zicem bine ați venit. Dar au fost o mulțime de momente spectaculoase prin prisma faptului că am reușit să aducem la Alexandria niște oameni pe care îi vânăm de mult, cum ar fi domnul Victor Rebenciu, care a venit la un masterclass, domnul Vlad Ivanov, domnul Nae Caranfil, care a fost la Cinemateca târzie, și a fost spectaculos pentru noi că am reușit să îi aducem la Alexandria și să-i punem în contact cu tinerii participanți. Și realitatea e că și felul în care s-au legat lucrurile acolo a fost foarte frumos de privit.
Eu am stat de vorbă cu oameni care au fost prezenți la mai multe ediții, în postaze diferite. Și chiar, așa cum v-am spus înainte să intrăm aici la interviu, mi s-a întâmplat ca cineva să-mi zică că festivalul ăsta mi-a schimbat viața. Și voiam să vă întreb câți, poate voi aveți o... Nu știu dacă... Evident, dar știți cam câți oameni au trecut pe acolo și acum chiar au sunt pe drumul ăsta și chiar au urmat drumul ăsta. E interesant. E important de menționat că Ideas nu s-a poziționat niciodată ca un festival care pregătește actori, ci ca un festival care pregătește spectatori. Mai degrabă, n-am plecat niciodată de la premisa că acolo e tabără de teatru și vin doar oameni care sunt interesați să urmeze o carieră în domeniul ăsta. Indiferent că e vorba de actorie sau regie. Nu, premisa de la care am plecat e că e o întâlnire dedicată explorării personale prin artă. Dar e în natura lucrurilor că există mai mulți oameni care au urmat meseria asta, dar nu numai că a schimbat viața participanților, dar a schimbat viața organizatorilor. Adică asta e un răspuns pe care l-am dat la unison, că noi toți cei care suntem în festivalul ăsta din 2006 am crescut odată cu el și ne-a schimbat viețile. Dar sunt și oameni care au dat la actorie și acum sunt actori care joacă. Sunt o mulțime de cazuri și asta am tot povestit cu fostul juriu, actualii mentori, da, și specificăm Andy Vasluianu, Marius Manole, Medea Marinescu, Vlad Zanfirescu și Cătălin Ștefănescu. Marius sau Medea joacă în momentul de față în spectacole și Andy joacă în spectacole cu tineri pe care i-au jurizat acum câțiva ani la IDEO. Tineri care au dat la actorie, au și terminat facultatea, au trecut și la profesioniști. Și joacă pe aceeași scenă. Probabil că, nu știu, dacă vorbim de procentaj, el e foarte mic. Undeva 1-2%, de fapt, cam pe acolo. Probabil. Avem niște statistici impresioniste, nu avem matematică pusă pe hârtie. Urmează să facem asta tocmai în ideea în care am vrea să avem un parcurs cât mai documentat al oamenilor care au trecut prin festival sau al unui număr cât mai mare de oameni care au trecut prin festival. Tocmai în ideea de a încerca să apăsăm un pic pe povestea asta cu introducerea teatrului și filmului în curricula liceelor din România. Numai că, într-adevăr, procentul de tineri care au dat la un ATC sau la o altă facultate de profil nu este enorm, dar, repet, niciodată n-a fost obiectivul nostru ăsta. Dar știm cazuri de tineri care voiau să dea la actorie și părinții nu erau de acord și părinții au fost convinși să o lase pe respectiva tânără să dea la actorie după ce ea a câștigat un premiu la Alexandria și l-au auzit pe Marius Manole spunând lăsați-o să dea. Au văzut un reportaj cu Marius la televizor. Lăsați-o să dea, că e bine, și au lăsat-o și acum e o actriță și o actriță foarte bună de altfel. Silvana Mihai o cheamă. Și mai există astfel de cazuri de tineri cărora li s-a schimbat traseul radical pentru că au venit la IDEO. Noi suntem doi dintre ei. Da. Asta era următoarea întrebare, încă dinainte să spui tu și nouă organizatorilor ne-a schimbat viața. Voi, practic, vă identificați cu IDEO IDEI sau eu, de exemplu, dacă văd oricare dintre voi, vă identific cu IDEO IDEI și chiar și dacă vă văd mâine într-un film de să zic, wow, uite, ei sunt cei de la IDEO IDEI. Deci nu cred că o să scăpați de pentru meseriile pe care le avem. Eu sunt scenarist de meserie, el e actor. Și am ajuns în punctul ăla în care ne dorim foarte tare să practicăm totul. Nu că până acum nu ne-am fi făcut. Asta nu înseamnă că vom renunța într-o formă sau alta la IDEO, dar mi-aș dori foarte tare ca în viitorul apropiat sau îndepărtat, dacă o să vezi un film cu mine, să zicea, uite, un actor, nu știu pe ăla de la IDEO. Dar, da, ne identificăm cu el, absolut. Și da, ne-a schimbat piața complet. Că suntem, adică, indiferent cum suntem, acum apar, n-avem cum suntem propriu-zis, dar... Noi l-am crescut pe el, el ne-a crescut pe noi, toți oamenii pe care am cunoscut și care au rămas alături de noi, de la care am avut ce să învățăm, sunt oameni pe care am cunoscut prin prisma acestui festival, adică toate întâlnirile fericite. Știi cum e? Tot ce a făcut el bine cu noi și, de fapt, toată experiența noastră de teatru amator
anterioară festivalului, toate lucrurile astea au fost ulterior, mi-am zis, bun, ne-am trecut prin asta, pe noi asta ne-a ajutat, hai să construim oglinda acelor experiențe care pot fi benefice și pentru alții. Și atunci ce s-a întâmplat cu ideea a fost că am încercat să punem acolo lucrurile care ne-au făcut și nouă bine. Yes, of course. Da, pe mine cel mai tare m-a impresionat atmosfera din jurul, de departe entuziasmul ăla. Deci, vezi oameni, nu știu unde te întorci, vezi oameni, am întâlnit oameni care mi-au zis, am fost aici ca participant, am mai fost, acum am venit ca voluntar și am rugat să mă primească, să fac orice, numai să fiu aici. Deci am întâlnit genul ăsta. Sunt oameni care lucrează și și-au concediu special ca să vină la Alexandria și să care decorul. Avem un caz famous cu un student la medicină care se pregătește să devină medic neurochirurg, nu neurochirurg, asta a fost gluma, nu, chirurg, nu mai știu, încă alege, s-a luat George, încă se gândește la ce sare. Și sau oameni care lucrează în corporații și au concediu special ca să vină la Alexandria să care decor sau să, nu știu, să mute paturi. Se parte la, a fost o chestie foarte drăguță, zilele trecute am fost la Alexandria după terminarea festivalului și în fine era un discurs, era o ședință festivă și primarul de acolo, care e un prieten al acestui festival real și foarte, foarte, un om care înțelegem foarte bine de altfel, a povestit în plen că ce am reușit să facem cu ideea ideii s-a fost să creăm o stare de spirit și e ceva ce, știi, nu-ți propui să faci asta. N-are nicio legătură cu planul ăla, cu obiective și activități. Și cred că și când îți propui, nu prea știi cum. Cred că ție se când îți propui, probabil. Dar ce s-a întâmplat e ceva, adică a se înțelege, ceva care e și dincolo de noi. Adică, sigur, noi am construit, există niște limite în care el funcționează, dar, știi, așa la zborul. El nu e genul de construcție pe care am putea să o punem matematic pe hârtie și să zicem, uite, dacă atingi din nou toate punctele astea pentru un alt eveniment, o să iasă fix așa. Întâlniri fericite. Și am intrat pe un vibe bun, nu știu, a fost... Contexte, momente potrivite. Locuri potrivite, da. Oameni potriviți. Și credem noi că este extrem de important faptul că toată lumea care vine acolo vine pentru că vrea, nu pentru că e plătită să facă asta, pentru că toată echipa și mulți oameni de-a lungul timpului au crezut cu greu povestea asta, dar toată echipa festivalului, care pe perioada desfășurării propriu-zise depășește 120 de oameni, lucrează pro bono. Comitetul director al festivalului, compus din aproximativ 30 de oameni, începe să lucreze pentru ediția din august a festivalului, începem să lucrăm în decembrie. Deci noi în decembrie 2014 o să începem să lucrăm la asta după ce terminăm ediția asta, că încă mai avem de conturi făcut. Pentru noi nu s-a terminat ediția asta, s-a terminat întâmplările de acolo. Dar în fel, după ce plecăm de aici, la de conturi mergem. Așa, nu știu dacă interesează pe cineva, da, ca idee. Vine ediția 10-a. La anul, în aniversară. Eu am citit deja despre un eveniment pe care ați vrea să-l faceți în primăvară. Uh-huh. Un eveniment care nu s-a mai făcut până acum, din câte știu eu. Da. Să povestiți puțin. Da, e un gând care de altfel s-a născut anul ăsta în timpul festivalului, la una dintre discuțiile pe care le aveam cu trainerii atelierilor de maestrie. Despre cât de frustrante pentru ei, cât și pentru copii, că atelierile durează atât de puțin, că 4 zile sunt, de fapt, insuficiente sau nu insuficiente, dacă ar fi bine, dacă, mamă, cum ar fi să avem, nu știu, 10 zile numai de asta. E alt proiect, ok, bun. Cum ar fi să facem cea mai tare tabără, de fapt, din România, că despre asta e vorba. Adică sunt convinsă că cu gașca asta de prieteni, traineri și cu organizatorii cu care am tot lucrat în decursul ultimilor ani, s-ar putea naște un proiect foarte fain cu care ne-am putea plimba peste tot în țară, pentru că unul din visurile noastre a fost la un moment dat cum ar fi să încerci să aduci experiența idei și în alte locuri, dar fără a schimba, adică fără a muta festivalul, lucru care e imposibil de fapt, dar parte din experiența asta cred că poate fi translatată și cred că poate fi dusă din vest până în est, în nord și așa mai departe, în România, în cât mai multe locuri. Și atunci, asta ne propunem, sperăm să ne și iasă cândva în primăvară să lansăm această tabără Ideo Ideis.